Când vorbim despre marile orașe, cum ar fi Bucureștiul, spațiile verzi pot reduce efectele poluării și pot atenua un fenomen cunoscut sub numele de efectul de insulă termică urbană, care se referă la căldura captată în zonele construite. Un mediu verde are multe avantaje. Acesta are un efect pozitiv asupra sănătății oamenilor și contribuie la calitatea vieții într-un cartier. Companiilor le place să se stabilească într-un mediu verde, iar proprietățile imobiliare sunt în general mai solicitate, ceea ce consolidează creșterea economică a unui oraș precum București. Răspunzând la întrebare, am putea spune că un oraș verde îmbunătățește mediul înconjurător, asigură o biodiversitate bogată, reduce poluarea aerului, asigură stocarea apei, amortizează zgomotul și ajută la răcirea în perioadele calde. Verdele este de asemenea esențial pentru un mediu durabil și rezistent la schimbările climatice. În plus, există un efect pozitiv asupra sănătății și legăturilor sociale ale oamenilor care trăiesc, lucrează și se recrează într-un mediu verde. Modul în care aceste spații verzi au fost defrișate și înlocuite de betoane nu au făcut altceva decât să diminueze protecția împotriva efectului de insulă termică urbană și creșterea gradului de poluare într-un oraș. Și așa sufocat de numărul mare de mașini poluante și nu numai. Proiectul de hotărâre ce este supus azi la vot caută noi modalități de a proteja spațiile verzi și arborii, care mai sunt în picioare, în acest caz fiind vorba și de modul în care aceștia sunt defrișați, toaletați de cele mai multe ori fără avizele necesare, relatează playtech.ro.